Care a fost cel mai romantic, cel mai duios moment al vostru împreună, din căsnicia voastră? În fiecare seară mi-a scris câte o scrisoare. Nimeni nu mă trece la sarmale și la salată de ouă. Tradițional românesc! Am cântat alături de Michael Bolton. De la început, îmi doresc să vă împărtășesc scopul acestei emisiuni. Am spus-o și o repet, este un proiect de suflet, la care visam de-o vreme, recunosc, iar miza este de a-i cunoaște numai bine pe oamenii, pe artiștii pe care îi admirăm deopotrivă și eu și dumneavoastră, ci altfel, de a-i cunoaște altfel. Pun cel mai mare preț, nu pe cuvintele pe care le vom rosti, nu pe poveștile de viață sau de scenă, ori de dincolo de scenă, ci pe conexiunea care se creează, pe energiile, pe emoțiile și bucuriile pe care putem să le împărtășim și să le transmitem de aici, mai departe, către dumneavoastră. Azi, la Dincolo de Cântec, o artistă superbă, o regină a muzicii de petrecere, o femeie frumoasă și puternică, pe care o admir. Diana Matei, bine ai venit! Bine te-am găsit! Ce frumos ai vorbit! Știi, în ciuda faptului că eu, într-adevăr, las impresia asta că sunt un om foarte puternic și mă bucur până la urmă că este așa. Sunt în realitate o persoană foarte sensibilă și niciodată nu sunt pregătită să primesc nici măcar laudele. Adică, pentru mine, viața n-a fost foarte ușoară și n-am primit nimic ușor. Și faptul că cineva îmi spune niște cuvinte foarte frumoase, parcă întotdeauna mai a prins surprindere. Nu că aș fi primit în viață cuvinte urâte, atenție. Dar nu e mai frumos așa? Cred că da. Cred că nu am să uit niciodată de unde am plecat și mi se pare că e o dovadă de umanitate pe care n-aș vrea în viață să o pierd niciodată. Nici eu, să știu. Am pregătit un buchet de flori pentru tine, de la prietenii noștri, de la Buchetul cu Flori. Mulțumesc frumos, este superb. Să știi că eu ador hortensiile. Păi să știi că voiam să te întreb care sunt florile tale preferate. Bujori. De ce bujori? De ce bujori? Îmi plac enorm pentru că îmi place parfumul lor. Uh-huh. Iubesc parfumul de bujori, sunt înnebunit, am și în casă, am parfum odorizant de cameră, miros de bujori. Și îmi plac foarte mult margaretele. Oh, ce frumos! Da. Data viitoare, când o să ne întâlnim noi într-un cadru așa festiv, frumos, o să știu ce flori să-ți pregătesc. Da, și mulțumesc. Mai ales admiratorii tăi de acum încolo vor ști ce buchete de flori să-ți ofere. Ne-am întâlnit adesea prin emisiuni prezentate ba de mine, ba de tine, ba și pe la alte televiziuni. Am împărtășit câteva gânduri și a fost cumva suficient pentru mine să înțeleg că ești un om rar, un profesionist, așa cum spuneam și am vorbit despre asta, o femeie puternică, un artist versatil, cu mare talent și care se poate adapta în multe situații. Și mi-am dorit să stăm într-o zi, așa cum stăm acum, la cafea. O cafea, exact, și să lăsăm să iasă, dacă vrei, la iveală, ce e dincolo de cântec. Chiar așa, Diana, ce e dincolo de cântec? Culmea este că nu este foarte diferit ce e în cântec cu ceea ce e dincolo de cântec. Pentru că eu cam așa sunt și în viața reală. Mi-am pus de multe ori problema, știi? Că noi zicem că ne cunoaștem pe noi înșine, dar în realitate și noi ne surprindem pe noi când suntem puși în fel de fel de situații. În situații extreme, în situații care scot la iveală din noi lucruri pe care nici noi nu le știam despre noi. Și de multe ori mă gândesc, uite, apropo de partea de scenă, de muzica pe care o fac. Pentru că eu niciodată n-am fost neapărat statornică unui stil muzical și întotdeauna, eu am început cu fuziune și întotdeauna am făcut asta, relativ. Uh-huh. M-am jucat și eu și am improvizat. Nu poți să faci piesele toate într-un singur stil. Te mai duci către o anumită zonă, către altă zonă. Dar eu cam așa sunt. Sunt o fuziune. Exact. Și te admir pentru curajul de a te duce în toate zonele astea muzicale cu atât de multă flexibilitate și făcând-o, exact cum ai spus, cu sensibilitate, cu fantezie uneori. Nu știu dacă... Și cu atenție, și cu temere, pentru că eu sunt din generația oamenilor care... Cum să spun, ea a trebuit să învețe să fie cei mai buni, să reușească, să se lupte pentru orice și, atenție, standardul este foarte ridicat. Nu mă arunc cu ușurință.
Nu. Dar știi de ce o faci atunci când o faci. Dar dacă eu simt că îmi place un lucru, ăsta este punctul care decide, de fapt, punctul hotărător. Dacă mie îmi place foarte mult ceva, știu un lucru și este, cum se spun, merg cu el până în pânzele albe. Omul simte dacă ești autentic, dacă tu crezi asta în ceea ce faci. Asta e cheia succesului. Nu contează. Dacă vorbim de tehnică, dacă vorbim de o grămadă de lucruri, de imagine, dacă tu ești tu cu adevărat, omul te va iubi. Exact, dacă tu crezi în ce faci. Și vrei să spun ceva, dacă ești tu reală, nici nu-ți pasă că ăla din... Nu te iubește cineva, nu contează, tu o faci pentru toată inima, tine, pentru tine, cu toată pentru inima. Sufletul tău. Și cred că lucrurile bune vin către tine. Așa este. Noi am copilărit în aceeași zonă, pentru că și tu ești din Prahova și locuim în comune cumva alăturate. Cum a fost copilăria ta? Copilăria mea, pe lângă faptul că am plecat de la 13 ani de acasă și încerc să-mi amintesc cum a fost copilăria mea, pentru că nu mai sunt așa de mică și trebuie să-mi amintesc. Așa, aș vrea să cred eu că mai sunt mică. Sufletul este încă de copil, dar nu mai sunt atât de mică. Fericită, alături de doi părinți care m-au divinizat. Ești singură la părinți? Sunt singură la părinți, sunt copil unic, am suferit enorm că n-am avut un frate sau o soră. I-am invidiat între ghilimele pe toți cei care au avut pe cineva cu care să împartă bucurii, tristeți, jucării, dacă vorbim de copilărie, știi? Ai avut o păpușă preferată? Am avut-o pe Rita. Cine era Rita? Rita era păpușa mea preferată. Așa, era păpușa aia mare, așa? Sau... Da, mare, brunetă, cu ochii mari. Ce n-am avut eu niciodată. Eu am avut-o pe Angelica, care era șatenă cu ochii căprui. Cumva, într-o perioadă m-am dus către Angelica. Acum mă duc într-o altă zonă, către Angelina, glumesc. Da. Fericită copilărie am avut, să știi. Am fost grăsuță. Am fost un copil. Nu te cred. Da, eu am avut această problemă dintotdeauna. Bine, acum nu pot să spun că mai este așa prezentă, pentru că s-au mai schimbat lucrurile între timp. Dar, dacă mă întreb de copilărie, a fost această problemă. Mama gătea excelent, bănuiesc. Mama gătea, mie îmi plăcea să mănânc, adică n-am avut probleme. Vouă, ție și lui Sorda. Ba nu, ne place și nouă, dar nu avem cu cine semăna, adică este gena, știi, așa. Păi, cred că gena este foarte important. Eu m-am chinuit foarte mult timp să iau în greutate, că tot timpul îmi spuneau toți medicii la care mergeam, hai, măcar 50 de kilograme, 48, n-am reușit să ajung acolo. Eu nu știu, mă rog, dar mă simt bine așa cum sunt, cred că de fapt asta. Da, asta este cel mai important, să fii sănătos, să te simți foarte bine. Da. După ce am ținut toate regimurile de pe pământul ăsta, am înțeles următorul lucru. Faptul că trebuie să-mi ascult corpul și organismul, pentru că altfel, la un moment dat, o să mă păcălească și nu o să fie bine. Știi? Și mă bucur că ai spus asta. Da, e foarte important, extrem de important. Și dacă acum vreo 10 ani aveam așa, intrasem în vâltoarea evenimentelor și a vieții, nopți pierdute și cum e activitatea noastră, presupune mult efort fizic și psihic, pentru că emoțiile astea, consumul ăsta emoțional și fizic este uriaș. Numai cine nu știe, nu poate să-și dea seama, de multe ori te slăbește și asociat cu regimuri, asociat cu fel de lucruri pe care le făceam, într-adevăr, mi-au căzut un pic imunitatea și acum, de ceva timp, iată că am învățat să-mi ascult corpul și dacă am o perioadă aglomerată sau, nu știu, uite, am o săptămână plină, videoclipuri, cântări plecate de dimineață până seara acasă, e cum aș putea eu să nu mă răsfăsc cu ceva ce-mi place? Dar de ce? Să-ți oferi mici bucurii, asta fac și eu. Să-mi ofer mici bucurii, dar de ce să nu fac asta? Mici recompense, foarte bine, Diana, să îndemnăm de ce pe toată să lumea fac să procedeze așa. Da, nu exagerez, în regulă, hai să nu exagerăm, că nu trebuie să exagerăm, trebuie să fie un echilibru în toate. Dar de ce să nu-mi ofer eu ceea ce-mi dorești, ce-mi dorește inimioara? Sau ce-și dorește inimioara mea? Ce-ți doreai când erai copil? Ce-mi doream când eram copil? Întotdeauna mi-am dorit să fiu cântăreață, atenție, întotdeauna. Nu a existat, cred că, un lucru pe care să mi-l doresc mai mult în viață. Și mi-am dorit foarte mult, atenție, să am haine frumoase. Fix ceea ce ai acum. Să am haine frumoase. Eram în și acum, deci este o... nu știu, nu-i patologic, hai să nu dăm pot patologic. E o pasiune, e un hobby. Un hobby. Când eram mic, aveam... tu știi Neckermann-ul? Da, evident. Eu aveam Steve Neckermann acasă. Și, cum să spun, visam că voi avea hăinuțele alea.
visam. Și acum am înțeles că tu scriezi ținutele, de fapt, se simte amprenta ta. Da, mă ajută Liana Obancea, prietena mea, care este la fel de nebună ca mine, între ghilimele. Este extrem de creativă și cumva suntem pe aceeași lungime de undă, adică are curajul să combine culori, materiale, țesături, a înțeles, mi-a oferit posibilitatea să-mi creez un stil în tot, adică și în momentul în care ies pe stradă și în momentul în care urc pe scenă, important. Ceea ce este extrem de important. Da. Dacă până să o întâlnesc pe ea, eram, astăzi aveam un chef de ceva, mâine aveam... Acum chiar dacă am chef să mă îmbrac în training, tot trebuie să am ceva care să fie amprenta mea, știi? Pe mine. M-am învățat să fac lucrul ăsta, pentru că un om până la urmă avizat cu școală și care se pricepe, trebuie ascultat. Și eu sunt obedientă, din multe puncte de vedere, pentru că îmi place să fie bine. Nu, dar îți place foarte mult zona asta și cu siguranță ai vrut să înveți, te-ai dorit tu enorm, lucrul ăsta, enorm. Ai asimilat ușor. Sunt pasionată. Și cel mai mult îmi plac materialele, texturile, adică ar trebui să mă vezi pe mine la cumpărături de materiale, pentru că am descoperit fel de fel de locuri unde se fac brocarduri și eu mă uit la filme și în loc să mă uit la actori, eu mă uit la țesăturile de pe pereți, la decoruri, la... Diana, care e cea mai costisitoare ținută ta? Cea mai te-ai costisitoare? Gândit vreodată? Cea mai costisitoare, nu știu dacă m-am gândit vreodată. Pot să spun că foarte mulți bani am investit în costume de scenă, de costume populare de scenă, costumele populare. Și știm că sunt foarte scumpe, sunt foarte valoroase, vechi. Foarte valoroase. Am făcute manual din mărgică, mărgele, da, una lângă alta, știi, aia e o muncă titanică. Sunt și foarte grele, titanică. Exact. Da, da. Ba, cred că am un costum foarte, foarte frumos, un sacou făcut manual și este plin de mărgele. Este din catifea. S-a muncit la el 6 luni și jumătate. 6 luni jumătate. Și au muncit 3 femei, pentru că s-a făcut prima dată pieptul, după care spatele, mânecile separat. Dar cred că l-a fost cam cel mai costisitor. Da. Nu te întreb cât a costat, nu pot întreba. Doar să-mi imaginez. Nu mă întreba că se uită și Marian la ei. Vrem să-l menajăm, da, să-i rămână inima sănătoasă. Da, Marian n-a fost atât de mult, ce să spun. A meritat, sunt convinsă. Da, a meritat. Vai, merită cu prisosință, pentru că eu când văd rezultatul, mai contează. Cine a depistat talentul tău muzical în familie? Cum s-a întâmplat? Nu știu dacă din familie a fost depistat talentul meu, care nu știu neapărat, talentul meu a fost cultivat, atenție, o să spun o mică povestioară și este foarte real. Eu mi-am dorit întotdeauna să cânt, vocea am avut întotdeauna, am avut volum în voce, lucru care a contat tare mult și când m-am dus la școală, dirigintele meu întotdeauna mi-a spus, tu vei fi o mare cântăreață. Tu vei fi o mare cântăreață. Trebuie să-i convin pe părinții tăi să facă ceva în sensul ăsta. Știi? Deci dirigintele a crezut, dirigintele meu, da, pentru prima dată, da, în talentul tău. Da. Dumnealui a descoperit prima dată această, pentru că era pasiune, eram pasionată, ca noi toți, cu spray-ul mamei, cu halatul. Exact, nu asta știi, e imaginea. Presa, da, clasică. Da. Așa. Și am început să cânt la serbările școlii. Bine, adevărul e că nici nu prea puteam să port fustițe scurte de lambada, că nu prea. Eu recitam și cântam. Recitam Mihai Eminescu, recitam Coșbuc și cântam foarte frumos la toate serbările și ulterior am luat în serios lucrul ăsta și la un moment dat mi s-a ivit posibilitatea să vin la un casting aici, în București, la Palatul Național al Copiilor și am luat un casting și am plecat în Italia, la Veneția, la un festival internațional. Așadar, festivalul de la Veneția. Voci senza confini, așa. Am timp să învăț, dacă n-am timp să învăț, dar eu sunt zodia leului, nu știu dacă... Îmi este familiară situația dar și povestea. În momentul în care mi-am propus ceva... ceva. Da. Da. Să știi că facultatea de teatru mi-ar fi plăcut și mie să o fac. Mi-ar fi plăcut să mă duc și în direcția asta. Acum facem ce facem. Diana. Niciodată nu-i prea târziu. Evident și că nimic nu e întâmplător. Sigur. Dacă e dat să se întâmple, se va întâmpla. Cu siguranță, așa este. Acceptăm ceea ce este. Vreau să te întreb, când ai simțit tu că a fost debutul tău
nu știu, în lumea asta artistică, muzicală, românească? Nici nu pot să localizez momentul, pentru că eu am început cu muzică populară. Am cântat muzică populară. În primul rând, la liceu, am făcut canto popular. Și eram decisă să urmez acest drum al folclorului românesc. Ulterior s-au mai schimbat lucrurile, știi? Pentru că foarte mulți oameni din jurul meu îmi spuneau, dar tu cânti foarte bine și ai putea. Și astăzi puțin, întotdeauna am fost pasionată. Știi cum, eu aveam stive, caiete. Acum, nu știu, acum se scoate, se printează online și facem partituri și scoatem la imprimantă. Dar eu scriam, aveam și am în continuare caiete cu piesele pe care le scoteam în franceză, în engleză. Fonetic le scoteam, când eram mică, nu știam să scriu corect în franceză sau în engleză. Le scoteam fonetic și am avut o memorie muzicală incredibilă. Incredibilă, până pe la vreo 30 ceva de ani după aia. S-a mai stompat. Acum nu mai învăț cu aceeași ușurință un text. Atenție, cum o făceam înainte. Și învățam absolut tot. Absolut tot, eram o sugativă, învățam tot. Și le cântam pe unde aveam ocazia. Și îmi surprindeam colegii. Dar pe asta de unde o mai știi? De unde ai mai scos-o? Ai fost extrem de pasionată, extrem și de dedicată. Dar cine au fost oamenii care, nu știu, au pus umărul, au pus o cărămidă, dacă vrei, la ceea ce a devenit Diana Matei, artist? Soțul meu. Când l-ai întâlnit pe Marian? Când aveam 21 de ani. Și cum a fost? Cum a fost? N-a fost o experiență prea plăcută, că m-a certat prima dată când ne-am întâlnit. Serios? Cam întârziat la un spectacol, da. Și cam așa a început relația noastră, cu un mic conflict între ghilimele, că nu a fost neapărat un conflict. Dar cumva așa a început povestea noastră. Când ai muzică populară. Da. Da. Și mi s-a părut așa, de ce tupeu are băiatul ăsta să mă certe pe mine? Te-ai intrigat. M-a intrigat, da, m-a intrigat și uite, s-a născut o frumoasă poveste de dragoste care ține de 19 ani. Doamne, ce frumos! Da. Mulți ani înainte și fericiți! Doamne ajută! Și de ce am spus-o fără să clipesc? De ce am spus că el m-a ajutat cel mai mult? O să spun de ce, pentru că este incredibil de important ca omul pe care îl iubești și omul de lângă tine, omul care contează pentru tine, să-ți spună cât ești de bun, să-ți spună că ești minunat, să-ți spună că poți mult mai mult decât tu știi că poți. Să creadă în tine nelimitat, necondiționat. Îți dă o putere uriașă. Și am spus-o de foarte multe ori. Noi doi am făcut o echipă și cred că există oameni care atunci când se întâlnesc unul pe celălalt, se materializează ceva. Noi am fost unul dintre aceste exemple. E o situație superbă la voi. Ce-ți place cel mai mult la Marian? Ce admiri cel mai mult la el? Devotamentul, fără discuție. Este un om extrem de devotat. Nu cred că am întâlnit. Nu știu dacă voi întâlni un om mai devotat persoanelor la care el ține cu adevărat, așa cum este el. Este trup și suflet. Cum te-a cucerit? Păi, cred că vorbind foarte mult, noi am fost buni prieteni, am împrietenit imediat. Și mi-a plăcut această empatia lui, știi? Are o, nu știu, electrizează. E foarte carismatic, extrem de carismatic și, cum să spun, te face să simți că ești foarte important pentru el. Este foarte rar așa ceva, știi? Și lucrul ăsta se vede în detalii. Și detaliile fac lucrul ăla mare. Nu știu dacă mă fac înțeleasă. Ba da, detaliile ba da, contează sens. Enorm, enorm. Și eu sunt foarte atentă când și mergem și la, ne întâlnim cu prietenii în oraș, să zicem. Mă uit foarte mult la un bărbat cum mănâncă, dacă îi oferă partenerei prima dată din cei mai buni. Țin la niște lucruri foarte mult. Niște particularități ale tale. Niște particularități. Da. Pentru mine este foarte important. Mie e... Atenția asta. Da. Da, care e cumva, dacă vrei, din zona asta princială. Da. Princiară. Da. Știi? Cred că de maniere, da. Este foarte important. Pentru mine, bărbatul de lângă mine
trebuie să să-mi dea această siguranță și acest confort, că sunt unica. Minunat. Ce frumos ai spus. Sunt artiștii care te-au inspirat când erai la început, la debut, poate. Dacă ai avut un model, nu știu, din zona muzicii populare atunci când cântai muzică populară sau din sfera muzicii ușoare mai târziu? Nu știu dacă am avut neapărat un model, pentru că am ascultat muzică de diferite genuri și pot să spun ce ascultam. Ascultam folclor, bineînțeles, am iubit-o pe Maria Cornescu. Frumos! Da, am iubit-o pe Maria Ciobanu și pe Irina Login, pentru că era de acolo, de la noi, și era firesc. Da, corect. Așa. Și am ascultat Guns N' Roses, am ascultat Metallica, am ascultat Toto Cutugno, Julio Iglesias, am ascultat Mariah Carey și Whitney Houston, care pentru mine a fost... Da, cu adevărat. Da. Ai niște cântece preferate pe care uneori simți nevoia să le asculți? De muzică ușoară, de muzică populară. Nu știu, cântecele alea așa... Da. Care? O să spun un cântec care mă liniștește și îmi place la nebunie. O sbagliato tante volte ormai che lo so già, che oggi quasi certamente so sbagliato su di te. Ornella Vanioni. Ce frumos! Da, ador acest cântec, îmi place la nebunie. Există piese pe care le ascult când vin, mă întorc spre București, de la cântări și de la drumuri prin țară, cum ar fi Sting, ascult Sting foarte mult și ascult Stevie Wonder. Să știi că era una dintre întrebări asta, ce asculți tu, ce muzică asculți? Da, dar atenție, nu ascult niciodată când am treabă. Eu ascult când vin de la treabă, când sunt extrem de relaxată și atunci și cânt. Chiar dacă am cântat o noapte întreagă, nu contează. Cânt, fredonez. Există niște piese care îmi plac așa foarte mult. Dacă vreau să am energie, o ascult pe Tina Turner și pe Beyoncé. Am niște tertipuri din astea așa care funcționează pentru mine, pur și simplu. Și asta e foarte frumos, până la urmă, da. De fapt, chiar asta voiam să aud. Da. Acum să mă întorc la relația ta superbă cu soțul tău, cu Marian. Știu că a fost la început atunci mai complicat cu părinții. Da. Știu că tu ai mai povestit lucrurile acestea și vreau să te întreb doar cum ai gestionat situația, faptul că părinții tăi nu erau de acord și eu am trecut la un moment dat într-o situație similară. Da. Și cum ai gestionat-o? Nu știu dacă am gestionat-o, real, dacă am gestionat-o, dar eu sunt un om extrem de credincios. Eu cred în Dumnezeu și Dumnezeu mă iubește pe mine atât de mult, mi-a dat atât de multe lucruri și legătura mea cu Dumnezeu este una extrem de puternică, extrem de puternică. Am știut că lucrurile se vor liniști. Am simțit că este un prag și o încercare prin care trebuie să trec ca să învăț ceva din lucrul ăsta. Dar ce a simțit Marian? Cum a văzut el toată Marian situația a fost asta? Fabulos. Deci Marian, în toată situația asta, pot să-ți spun, nu l-am auzit niciodată măcar să fie contrariat de această situație. Marian era ca și când era de partea părinților mei, îi înțelegea absolut că ei simt asta. Le înțelegea frica, le înțelegea frica de eșec a fiicei lor. Ziceai că... Practic el empatiza și cu părinții tăi care nu l-acceptau. El a empatizat 100% cu părinții mei și întotdeauna m-a liniștit și mi-a spus că lucrurile se vor liniști și chiar dacă nu se vor liniști, trebuie să le respectăm dorința pentru că și noi vom avea copiii noștri și va trebui să trecem prin niște experiențe dacă o să fie nevoie. Clar, corect. Știi? Acum mă gândesc că de-a lungul anilor ați mai avut și alte momente grele și te întreb cum le-ați depășit? Cum depășiți momentele mai grele din relația voastră, din viața voastră de cuplu și de artiști? O să-ți spun ceva. Noi în momentele în care avem real, să zicem, probleme sau încercări sau perioade grele, noi suntem o forță împreună. Noi ne susținem incredibil unul pe celălalt.
e mai rău atunci când nu avem probleme și ne cam plictisim. Și începem să ne certăm pe chestii profesionale, că noi nu avem alte motive pentru care să ne certăm. Și întotdeauna, toți cunoscuții noștri, prietenii noștri, colegii noștri, știu că Diana și Marian se certă de la prostii din astea, de la cântare. Știi? Pentru de la ce vă luați? Pentru că orgoliile noastre sunt pe cântare. Dă-mi un exemplu, de la ce pornește? Păi cum? Piesa asta merge în introducere, nu că nu spune nimic, cum să intri așa, că se uită omul de acasă la tine sau omul care stă pe scaun, cum să intri, cine te înțelege pe tine că vrei tu să intri cu nu știu ce artificii în scenă, cum dragă să nu mă înțeleagă, că nu trebuie să danseze omul de la cap la coadă, omul când intră artistul în scenă trebuie să-l vadă, să stea să-l digere, abia după aia îl chem eu la dans, știu eu ce am de făcut. Nu, ai pierdut publicul din start, nu există, dacă nu a dansat imediat cum intri în scenă, l-ai pierdut. Uite. Este o discuție cu adevărat interminabilă. Vai, asta. Interminabilă. Știi? Păi gândește-te de câte ori am schimbat eu de-a lungul timpului strategia. Strategia și repertoriu. Uite, ți-am dat un exemplu pentru că mi-ai cerut. Elocvent. Care a fost cel mai romantic, cel mai duios moment al vostru împreună, din căsnicia voastră? Cel mai romantic? Hai să-l localizez. Au fost foarte multe romantice, dar hai să zicem că a fost un moment foarte frumos care s-a întâmplat în urmă cu vreo 17 ani, Doamne, ce mult! 18 chiar, 18. Prima dată când am fost noi despărțiți, ca să zic așa, despărțiți de kilometri, de un număr de kilometri. Da. El a plecat în Liban, iar eu am rămas acasă, că n-am putut să merg cu el în turneu. A trebuit să mă aștepte vreo 2 luni pentru că nu intra nicio femeie în zona Beirutului. Uh-huh. Era o lege dată și a trebuit să aștepte vreo 2 luni ca eu să ajung la Beirut. Și în fiecare seară mi-a scris câte o scrisoare. Wow! Dar nu mi le scria pe foi, mi le scria pe niște șervețele pe care dacă îți vine să crezi și acum le am. Te cred. În număr de 47 de șervețele sunt. Și în fiecare seară scria gândurile lui și vorbea cu mine și cu Dumnezeu. Și tot ce și-a dorit și toate lucrurile pentru care s-a rugat s-au îndeplinit. Vai, le mai scot așa, din când în când, odată la 2 ani, la 3 ani. Și le stăm împreună așa și uneori mai și plângem. E minunat ceea ce mi-ai povestit și ceea ce ai împărtășit cu noi și sper să inspire pe mulți dintre cei care nu știu urmăresc. Dacă inspiră. Știi cum e, oamenii de multe ori ai văzut, stai cu ușurință în fața telefonului, în fața calculatorului, uneori judeci cu ușurință, pui amprente cu ușurință pe niște oameni pe care nu-i cunoști, nu le cunoști sufletul. Poate exact. Eu mă întâlnesc cu tine și am impresia că tu ești arogantă. Și după ce te cunosc mai bine, îmi dau seama că ești cel mai bun om din univers. Exact. Ar trebui să învățăm, să luăm oamenii așa cum sunt. Surpriza poate veni de acolo de unde nu te aștepți niciodată. Cei mai frumoși oameni vin din medii cărora poate nu le-a dat nimeni nicio șansă. Așa este, cu adevărat. Și apropo de ceea ce mi-ai povestit, citeam undeva că distanțarea trupurilor, depărtarea trupurilor apropie sufletele. Și mi s-a părut așa foarte frumos că e minunat atunci când te întorci la ceea ce iubești sau când regăsești ceea ce iubești. E foarte adevărat. Nu ți se pare că noi am devenit un pic, societatea a devenit puțin superficială. Și ba da. E o problemă reală asta. Eu cred că, până la urmă, nici online-ul ăsta în exces consumat nu este atât de benefic pentru noi, pentru că noi, oamenii, avem nevoie de apropiere, avem nevoie să ne uităm ochi în ochi. Exact. Și să vedem realul și autenticul. Adică niciodată, ai văzut ca și pe scenă, niciodată nu poate fi un concert online cum este întâlnirea niciodată, cu publicul față. Niciodată. Nu poate avea aceeași. Și să știi că am mai vorbit despre asta aici la podcast, la Dincolo de Cântec, și spuneam că, practic, acum întâlnirile dintre noi de multe ori sunt lipsite de... Conversațiile sunt lipsite de consistență și uneori devin așa cancanuri și așa mai departe și nu ne ducem în profunzime. Nu vrem să ne mai cunoaștem cu adevărat, că, practic, cunoscându-l pe celălalt, cunoscând structura lui sufletească, te apropii de el și ajungi să-l iubești pentru ceea ce e
este, iar dragostea pentru aproapele este poruncă dumnezeiască. Despre ce vorbim? Eu cred că ar trebui să ne uităm puțin în sufletul nostru. E foarte importantă educația pe care noi avem de acasă. Și poate pentru unii dintre voi par puțin habotnică, dar v-aș sfătui, așa, e o chestie a mea particulară, o fac cu copilul meu și simt eu că e bine, că sunt pe drumul cel bun. Dacă l-ai pe Dumnezeu, lucrurile vin foarte ușor. Da. Știi? Pentru că vei avea reperul a ceea ce e bun și ce e rău, real. Dacă nu suntem pierduți, care e reperul nostru? Ce? Materialul? Niciodată. Niciodată. Nu luăm nimic cu noi. Care e reperul nostru? Real vorbind. Diana, când a început să fie atât de importantă relația ta cu divinitatea? Când ai început să descoperi mult mai mult decât ceea ce știam noi de la părinții noștri vis-a-vis de ceea ce înseamnă Dumnezeu? Dintotdeauna, cumva, am fost un copil educat să merg la biserică, mm-hmm. să mă împărtășesc, să am un ritual duminica, nu neapărat să merg în fiecare duminică la biserică, pentru că nu pot să fac tot timpul lucrul ăsta. Da. Dar am simțit eu, e o chestiune de exercițiu, știi? Pentru că ca în orice, știi cum e rugăciunea ca o meditație, știi? Unii spun meditație, eu îi spun rugăciune. Pentru că am avut-o și a fost clar îndoctrinată de la părinții mei, de la bunicii mei. Nu s-a insistat pe asta, am simțit eu, m-am dus către ea. A fost chemarea ta? A fost chemarea mea, așa a fost. Culmea că și Ianis este la fel. Fiul tău. Da, Ianis este la fel ca mine. La cum a fost când a venit pe lume Ianis? Cum a fost? Ianis Teodor. Ianis Teodor, da. Ianis Teodor este copilul meu, zici că doar eu am fost acolo. Câteodată mă uit la el. Are și de la Marian, dar are mai mult de la mine. Și fizic, și are părul negru de la Marian. Are ochii negri, are pielea mea și are totul de la mine ca sensibilitate, ca reacții, înseamnă foarte mult. A fost planificat? Nu a fost planificat. Nu a fost planificat, a fost foarte dorit. A fost dorit. Ne-am fi dorit să-l facem de mai mult timp, să nu mai fim, știi cum se zice, să nu fie un copil la bătrânețe. Nu suntem bătrâni, Doamne ferește, nu spun asta. Dar aș fi vrut să vină când aveam 20 ceva de ani, dar cu cine îl lăsam pe Ianis? Ce făceam? Mai puteam pleca să ne facem profesia? Și am așteptat cumva să ne permitem să putem să angajăm un om care să fie lângă noi când noi suntem, lângă el când noi suntem plecați. Nu știu dacă a fost neapărat planificat. A venit când am simțit amândoi că suntem pregătiți să vină Ianis pe lume. Aș fi vrut să mai fac un copil. Mi-aș fi dorit. Dar nu a fost să fie, n-a fost să se întâmple. Dar eu mai am încă doi copii mari, pe George și pe Ștefania, care copiii sunt lui frații lui Ianis și ei sunt copiii mei. Și cu care știu că tu ai o relație foarte frumoasă de altfel. Extrem de frumoasă. Eu am venit în viața lor când ei aveau 8, respectiv 6 ani. Așa că sunt copiii mei. Cu adevărat. Și să știi că nu fac diferențe între sunt ei și Ianis. Pe Ianis, Ianis știi că mă mai întreabă câteodată, pe cine iubiți voi cel mai mult din toți cei 3 copii ai voștri? Vorbește foarte corect gramatical Ianis, uneori mă surprinde și pe mine, surprinde și pe noi. Așa că e foarte inteligent. Și zic, îi iubesc pe toți la fel, vă iubesc pe toți la fel. Dar nu mă iubiți oare pe mine un pic mai mult că sunt mai mic? Hai bine, te mai iubesc pe tine cel mai mult încă vreo câțiva ani, după care ești la egalitate cu George și cu Ștefania. Ca e mulțumit de răspuns? Este. Bănuiesc că îi iubește foarte tare, îi adoră, pe frații mai mari. Da. Și îi privește ca pe niște modele. Și ei pe Ianis. Ah, nici nu pun la îndoială asta. Imaginez. Profesional ați realizat multe lucruri frumoase împreună și ați cântat mult și peste hotare, știu. Unde a fost cea mai interesantă, mai intensă, mai frumoasă experiență dintre toate locurile pe unde ați umblat? O povară. O povară uh-huh. Și fără să fie un lucru care să, nu știu, să presupune mult efort din partea mea. Uh-huh. Îmi place. Mă simt bine făcând asta. Am găsit o echipă extraordinară aici la Național TV și un coleg de scenă, un partener de scenă care zic eu că acum
că ne-am sudat, alături de care chiar fac o echipă foarte frumoasă. Și de la echipa de producție până la balet și colegii mei din echipă, toți muncim și am pus osul, într-adevăr, să iasă un lucru foarte frumos. Divertisment de calitate. Divertisment de bună calitate. Și da, este un proiect care mi este foarte drag și care să dea Dumnezeu să țină foarte mulți ani de acum încolo. Să dea Dumnezeu. Așa să fie. Cum îți doresc și ție să faci, dacă îți place, uite, genul ăsta de podcasturi și de interviuri, îți doresc din tot sufletul să faci așa cum îți place ție. Exact, exact. De fapt, asta spuneam și mai devreme, că dacă tu faci cu pasiune un lucru și tu crezi în asta, exact, mai devreme sau mai târziu, asta va aduce plus valoare. Plus valoare. Și după aceea succes. Mai așa vedem. Este. Diana, care este melodia din repertoriul tău care simți că te reprezintă cel mai mult, că te definește? Poți să alegi una? Care simt că mă definește? E, nu știu dacă simt că mă definește, sunt două pe care le iubesc. Acum am puțină concurență, am serios. Până acum a fost Vino de mă fură. Așa. Și acum este asta cu Am atins cerul cu mâna. Care... Ah, da! Da, acum este vibe-ul acestei melodii care este ireal. Într-adevăr, este așa minunat, este. Da. Și vom vedea și noi în curând și imagini. De fapt, avem chiar acum imagini din videoclip. Piesa asta a avut parte de un videoclip făcut, nu neapărat pe grabă, dar un videoclip unde nu s-a investit foarte mult ca și logistică, ca și outfit-uri, cum fac de obicei. Că la mine se angrenează, doamne, o echipă uriașă când fac câte un videoclip și investesc destul de mult. Acesta a fost un videoclip pe care l-am făcut pur și simplu, am zis, hai să mergem să filmăm. Păi ce filmăm? Veniți după mine. Știi? Și a fost un videoclip realizat în vreo 5-6 ore. Spontan, așa? Spontan, cu energie. Le-am zis băieților, știi care-i treaba? Vreau să vă simțiți bine, să dansați și să faceți exact ce simțiți. Nu vreau altceva de la voi. Să vă simțiți bine. Și au reacționat ca atare. Piesa au fost este naturali. Foarte frumoasă și a dat... La tuturor energie, știi, suficientă cât să iasă. Se ascultă peripit, da, peste, da, tot. Da. Ai cântat la multe evenimente, ați cântat la multe evenimente, multe spectacole, dar și multe nunți, botezuri și așa mai departe. Adică foarte aproape de oameni. Ai vreo amintire din asta amuzantă sau, nu știu, mai ciudată de pe la evenimente? Ceva așa ieșit din comun, din tipar? Ceva ieșit din comun? Nu știu. Cred că cu toții am avut asta că întârzia mireasa după ce a fost furată 3, 4, 5 ore. Aoleu, da. Eu am avut. Da, nu, am și eu am întâlnit. Deci 5 ore. 5 ore. Era atât de furios mirele. Doamne sfinte, era, bine era că negru de supărare. Era negru de supărare. Negru de supărare. Dar oare care o fi explicația? Adică ce poți să-i spui omului că ai făcut în alea 3, 4, 5 ore? Nu știu, că ai fost la club să te distrezi cu fetele. Habar n-am. În noaptea nunții tale? Nu știu, habar n-am. Da. Cum a fost la nunta ta? Chiar așa? La nunta mea a fost așa. O adunare de cam 100 de oameni, prieteni foarte apropiați. N-am făcut o nuntă mare pentru că n-am simțit restrânsă. Mm-hmm. Într-o locație dragă sufletului meu, foarte elegantă, cu un meniu de nuntă pe care mi l-am dorit eu și nu m-am uitat nici la bani, nu m-am uitat la absolut nimic. Ce ți-a plăcut cel mai mult din meniul de acolo? Ce a fost? Aperitivul. Am avut un aperitiv total special. Am zis așa, eu voi face o nuntă micuță pentru că îmi doresc cununia religioasă, pentru slujbă fac asta. Iar petrecerea va fi o petrecere mică, cochetă, foarte elegantă. Pe sufletul tău. Pe sufletul meu. Și îmi doresc foarte mult să se simtă toată lumea bine, nu impunem absolut nimic. Au fost colegii mei care au cântat, au fost și câțiva artiști din afară. Cine? Care au venit. Cine a fost cântat? O trupă de cover-uri de la Ploiești, The Sixteens, care au venit și ne-au cântat. Au venit cei de la Mahala Rai Banda, colegii mei, nu neapărat cei care noi am colaborat la un moment dat, da, cu mulți instrumentiști, am fost vreo 47 la un moment, wow, dat de artiști. Ce desfășurare de forțe! De forțe, exact. Și cumva au făcut așa, au luat-o prin rotație, toată lumea și-a dorit să cânte
și a fost un eveniment foarte frumos, foarte reușit și totul spontan așa. N-am pus preț atât de mare pe muzică. Uh-huh. Am chemat câțiva artiști, hai să ne simțim bine, hai să dansăm, suntem între prieteni. Minunat, da. Minunată energie. Da. Ce faci pentru a-ți întreține frumusețea? Pentru că ești o femeie foarte frumoasă. Ce fac? E foarte mult spus frumusețea, dar îți mulțumesc foarte mult și o să iau complimentul ca atare. N-am să te contrazic, eu nu m-am considerat niciodată în viață o femeie frumoasă. Mă pot considera o femeie elegantă, pot considera că am clasă și stil pentru că le-am educat în timp și am învățat ce înseamnă lucrurile astea. Cu frumusețea e altceva. Toți suntem frumoși în interior și în exterior, unii mai mult, alții mai puțin. Cum să spun, nu am avut o genă care să mă ajute teribil de mult. Am grijă la ce mănânc, am grijă să-mi hidratez organismul, să beau multă apă, să-mi fac măști de față, să nu-mi agresez părul cât să se rupă. Că, na, la noi e complicat. Tot timpul așa machiaj e. Pe față. Părul este agresat pentru că tot timpul coafăm. Na, ce să spun, trebuie să-ți faci somnul de frumusețe acum, cel puțin după 35, nu mai funcționează lucrurile așa exact. De ușor. Dacă înainte stăteam 2-3 nopți și n-aveam cearcăne, nu mai putem să mai facem lucrurile corect. Acum. După un weekend, vineri, sâmbătă și duminică, eu 2 zile sunt cam praf. Am nevoie de somn, am nevoie muncă. De odihnă, am nevoie să-mi pun o mască pe față, să fac un lucru care îmi place foarte mult. Îmi place să citesc, îmi place să mă uit la un film care îmi place foarte mult. Am un ritual cu Ianis, noi lunea seara avem timpul nostru împreună. Mergem ori la muzeu, ori mergem la un film, sau vedem un film acasă împreună, sau citim o cărticică. Ne-am impus așa noi un ritual al nostru și îmi place foarte mult. Sunt lucruri care mă încarc. Și mă scot din rutina aia și din, cum să spun, oboseală. Eu cred că dacă în interior ești bine, ești frumos și exact, și în dacă afară. În interior ai pacea lăuntrică exact. Și acolo totul e în regulă. Exact. Tu accepti, te accepti pe tine, îi accepti pe ceilalți, cu siguranță. Da. Așa, standardul meu de frumusețe este unul incredibil de ridicat, chiar dacă sunt și obiectivă, că noi cu toții avem, sunt subiectivă, noi cu toții ne subiectivăm când e vorba de muzică, când e vorba de frumusețe, când e vorba de artă, de lucruri care ne plac sau nu ne plac. Îți plac pentru că îți plac ție și nu trebuie să fie un motiv pentru care îți plac, îl știi tu. Așa și cu frumusețea. Există persoane pe care eu le văd superbe. Dacă întrebe altcineva, nu e așa superb, superb. Așa și cu frumusețea, nu cred că este extrem de important. E important la videoclipuri, că ieri am filmat un videoclip, îți spun sincer. Așa. Da, și este foarte important la videoclip să ai lumina bună, să fii frumos, să ai machiajul perfect. Oamenii se uită. Da, cu adevărat. Ei vor, ei trăiesc prin artiști, se încarcă. Dar vrem să vedem lucruri frumoase și oameni frumoși. Vrem să vedem lucruri frumoase, într-adevăr. Avem nevoie de frumusețe în viața noastră. Exact. Diana, gătești? Gătesc și îmi place să gătesc. Când am timp, dar eu ca să gătesc trebuie să fiu foarte liniștită. Gătesc de sărbători a nebună, așa. Gătesc pentru toată familia 20 de feluri de mâncare. Ce faci cel mai bun? Cel mai bun? Nimeni nu mă trece la sarmale și la salată de tradițional românesc. Nimeni în viață. Bine, acum par un pic înfumurată, da. Măi, te laudă familia, gătesc. Te laudă. Oh, asta, da, și nu doar familia. Și nu doar familia, nu prieteni doar familia, și mai departe. Eu fac foarte mult, gătesc mult ca să dau la toată lumea, pentru că toți iubesc sarmalele mele. Plus că atunci mele. Când gătești mai mult, are parcă alt gust. Da, fac foarte bune coastele la cuptor, într-un sos genial, cu miere și cu muștar Dijon. Am o rețetă extraordinară. Așa și fac și torturi, diferite torturi. Diferite torturi, da. Cum spune Enache, diferite torturi. Tort de ciocolată, tort de mere, fel de deserturi din astea. Care e desertul tău preferat? Desertul meu preferat, bine spus. Îmi place crema de zahăr ars foarte mult. Hai să mă mai gândesc ce mai îmi place. Bine, îmi plac dulciurile oricum. Chestia asta de patiserie îmi plac foarte mult. Dar dintre băuturi, nu știu, ce-ți place mai mult? Vinul sau ginul sau altceva? Îmi place ginul tonic. Îmi place aperul, îmi place. Da, chestiile astea așa de fete, știi? Da, astea corect. De fete. Dar eu sunt, mie îmi place șampanie. Eu sunt, prefer să beau un pahar de șampanie bun decât să
sau altceva. Sau un pahar de vin roșu, din când în când. Și eu un roze. Da. Eu cu rozeul nu, pentru că înseamnă, știi că rozeul este un amestec între alb și roșu. Da, știu. Te doare cap. Până acum nu. Diana, la mare sau la munte? La unde mare. Stai? Mai la mare. La mare. M-aș muta la mare. Dar eu am un plan. După așa. 65 de ani, eu și Maria ne vom muta într-o zonă caldă, ne vom lua un restaurant mic, o tavernă și ne vom bucura de bătrânețe acum. E visul vostru. Da. Practic, tu ți-ai pus intenția asta și pentru că ți-ai pus-o, ea se va și materializa, da, evident, da, nu? Da. Diana Matei, ești un suflet minunat. Mă bucur tare mult că am stat astăzi de vorbă la cafea. Am avut un interlocutor de excepție. Să fiu sinceră, am fost cam bâlbâită. Astăzi sunt după emisie și va trebui să-mi cer scuze. Au filmat și noi câteva ore bune. Suntem amândouă aproape în aceeași situație astăzi. Da. Dar sunt convinsă că, dincolo de ceea ce am spus, dincolo de cuvintele pe care le-am rostit, energia pe care am transmis-o și mesajele importante ajung unde trebuie, la suflet. Și să nu spui că s-a terminat. Timpul a trecut. Timpul a trecut. Dar eu mă bucur că n-ai simțit cum a trecut. N-am simțit când a trecut timpul și să știi că aș mai fi stat încă pe atât, fără discuție. Cred că și eu aș fi stat încă multe ore de acum încolo, pentru că eu cred că avem multe lucruri frumoase să ne spunem și am simțit că între noi s-a creat conexiunea despre care vorbeam chiar la început. Da, chiar e la o început. Chimie între mine și Raluca, deși nu s-a creat de la bun început, că noi ne cunoaștem de ceva timp. Iată că asta ce vă spuneam puțin mai devreme, că de multe ori, dacă nu cunoști real un om, poate că ar trebui să vă gândiți că aparențele pot înșela. Și, da, eu am descoperit în tine un om extrem de frumos și nu spun pentru că sunt la tine aici și că m-ai chemat la tine, deși îți mulțumesc foarte mult și pentru cuvintele frumoase și cu pentru faptul inimă. Că m-ai făcut să mă simt atât de bine. Îți doresc mult succes în ce faci și faci foarte bine. Eu te-am urmărit, te ascult și la radio, țin-o tot așa că faci foarte bine. Diana, îți mulțumesc și te admir și te prețuiesc pentru ceea ce ești și pentru ceea ce faci și de fiecare dată când ne vom întâlni, cu siguranță ne vom aminti de această întâlnire care marchează practic momentul în care noi ne-am apropiat mai degrabă sufletește. E mai adevărat. Mult sufletește ca înainte. Data viitoare trebuie să mă scoți și la o cafea, nu doar aici în emisie. Și la un desert. Și la un desert. Și un pahar de vin. De care o fi. Da. Și îți mai spun ceva, și niște paste. Și niște paste? Da. Așa începe o prietenie adevărată, să știi. E minunat. A început totuși de astăzi. Dincolo de cântec, Diana Matei, un suflet rar.